erau și vremuri în care se putea deschide o olimpiadă în mod firesc, așa, defilau delegațiile olimpice. Păi, dar nu, stai puțin, că nu s-a deschis nicio olimpiadă în mod firesc acolo, după cum ai spus, țările socialiste au boicotat olimpiada la Los Angeles. Este politică. Deci n-a fost un moment, păi da, dar n-a fost un moment de unitate în care spiritul olimpiadei a triumfat. Nu, a fost un moment politic. Care nu ne-a ajutat deloc, nu l-a ajutat pe Ceaușescu deloc, la asta. Da. Mie mi-a plăcut toată povestea asta, mărturisesc, de aia am și vrut să pun secvența, pentru că pare o lume, nu că dispărută, evident că e dispărută, dar o lume la care nu mai putem, la genul de normalitate, așa, la care nu te mai întorci de nicio culoare, gata. La care e normalitatea? Că aici nu te înțeleg, scuze-mă, Mirel. Defileată aia, normală, normal? Aplaudă pe un stadion, n-apare femeia cu barbă, n-apare unul cu ață în cur și cu un coi pe afară, adică chestii de astea, așa, știi, mi se par firești la un moment dat. Genul ăsta, de lume în care nimic nu era neapărat, sigur, era tensiune politică, cum spui tu,